dacă tot nu l-au putut încadra în tagma filozofilor, nici a istoricilor, unii nici a politicienilor, a rămas pentru francez să poarte eticheta de sociolog, cu sau fără prefixul proto. I se trage de la vizita sa în Statele Unite pentru a observa și scrie despre sistemul penitenciar de acolo. A vrut să se sinucidă aruncându-se în apele Rinului. A fost salvat de câțiva luntrași. Dereglările polare diagnosticate în cazul său par a fi confirmate de simptomatologie. Alterna stările de activitate intensă, maniacă aproape, cu cele de profundă depresie. Fiul unei învățătoare de țară și al unui fierar, copilul rebel aflat de mai multe ori în prag de exmatriculare până a împlini 14 ani, a înființat primul stat fascist în mijlocul Europei. Mai bine de două decenii a reușit să conducă Italia, găsindu-și și aliați pe măsură pentru a bulversa lumea prin al doilea război. După cearta cu prietenul Gauguin, când a sărit cu briciul asupra lui, olandezul s-a răzbunat pe propria ureche dreaptă. Și-a dat seama că este bolnav și s-a internat într-un sanatoriu unde a pictat câte un tablou pe zi timp de 70 de zile. Pe 27 iulie a ieșit în oraș pentru a se împușca în piept. S-a întors în cameră și a fumat pipa și a murit două zile mai târziu. Despre Bârlădean, un alt om de teatru, George Mihail Zamfirescu, spunea că era zidar, mașinist, electrician, pictor, scenograf, director de scenă, comite de lectură și deseori dactilografă. Mai era foarte rar omul care își aduce aminte că la capitolul Foame și somn este falit. Distinsă actriță este și maestra sportului din 1952. În cazul ei, ciclicitatea zodiacului chinezesc pare a se confirma. Artistă emerită în 1964 și Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer în 2000 sunt alte distinții primite cu o regularitate având frecvența unui multiplu de duzină. Eu fac meseria asta mea pentru alții. Mă dăruiesc atâtora. Sociolog și semiotician, francezul s-a remarcat prin volumul America din 1986. Influența marxismului, suprapus analizei economiei, politicii și ideologiei americane, i-a adus celebritate prin anumite sentințe tranșante. De pildă, despre 11 septembrie 2001, spunea că toată lumea aștepta un așa eveniment pentru că toți își doreau prăbușirea puterii americane. Le langage fonctionne tout seul. Et à ce moment-là, il fonctionne d'une façon magique. N-au avut treabă unii și au calculat că la antrenamente și în competiții, atleta a alergat în total peste 90.000 de kilometri. Ar fi înconjurat pământul de aproape două ori dacă ar fi făcut-o pe la ecuator. După retragere, a devenit ambasadoare națională pentru sport, toleranță și spirit sportiv pe lângă Consiliul Europei. A fost decorată în 2000 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. Închis în lagăre de război în Germania și mai apoi în Italia, repudiat de autoritățile noii puteri comuniste instalate la București, dirijorul a primit semnul înaltei consacrări internaționale de la Arturo Toscanini însuși, care i-a mânat muzicianului nostru propria baghetă dirijorală. Actorul englez se confesa la un moment dat că a fost destul de norocos pentru a câștiga un Oscar și a scrie un bestseller, dar și-ar mai fi dorit să picteze un tablou care să fie expus la Louvre. Printre alte pasiuni ale sale se numărau schiatul, pescuitul și navigația. Poemul Un răsunet, scris de Andrei Mureșanu, a fost pus pe un aranjament muzical al cărui autor este incert, în ciuda părerii comune că ar fi vorba despre Anton Pan. Din cele 11 strofe ale imnului, la ocaziile festive se intonează doar strofele 1, 2, 4 și 11. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.